Președinte la CFR. Bună seara! Da, salut! Îi salut pe cei din studio. I-am și văzut la un moment dat. Am ieșit pe gazon ca să vorbim. Ilie impecabil. S-a răsturnat șifonierul pe el ca de obicei. Ești tu amabil, drăguț, așa, cu complimentul la... Să nu spui nimic despre îmbrăcămintea lui Ionuț, că aici zice avem alte probleme acolo. Salut și pe... Din altă clasă, din altă cultură, altă logică. E casual sport. Da, da, da. Acum de la lucrurile astea simpatice, să trecem la miezul problemei, miezul dur al problemei. Aveți probleme cu licența de Europa din cauza cazului Arlauskis? Nici vorba. Nu. Am rămas, nu știu dacă surprins, dezamăgit. Pe acest final de campionat ne așteptam să apară diferite informații, probabil din dorința de a prezenta primul anumite informații. Există în continuare jurnaliști care fac greșeli, vreau să consider că nu sunt intenționate. A apărut informația aceasta cu câteva zile, doar că luna trecută eu am fost în posesia licenței primite, a expirat și termenul prin care s-ar fi putut face apel în situația în care nu am fi primit licența și nu suntem într-o asemenea... Deci nu există niciun pericol nu mai există nicio posibilitate de revenire a cuiva, entități fizice, păi federale? Doar noi puteam. Părțile implicate puteau să facă apel, ori noi nu am avut niciun interes atât timp cât am primit licența. Păi da, da, federația, comisiile federației, lucruri de genul ăsta, dacă cineva face o plângere la ele, mă gândesc. Nu a făcut nimeni apel. Nu a făcut nimeni apel, ok. Suntem în posesia licenței și lucrurile sunt mai mult decât clare. Plus că federația a venit cu anumite clarificări. Ok. Cum se pare ideea asta că, în opinia din ce în ce mai multora, FCSB este favorită la titlu, deși are două puncte în spatele vostru? E dreptul lor să spună tot ceea ce doresc. Ok, nu, eu zic că n-au dreptul, dar se pare ok, pentru că de ce? Există și o logică. Voi aveți meci greu cu Craiova în principiu, ei au meci în principiu ușor cu Voluntari, după care în final și voi sunteți într-o scădere de formă. După care asta au un meci greu cu noi, atenție mare. Da, o să vedem cât de greu o să fie. Am încredere în jucătorii noștri, le-am prezentat săptămâna precedentă jocului cu FC Argeș, ceea ce s-a spus despre ei în presă, ce au declarat adversarii noștri, și n-aș vrea să folosesc nume pentru că nu vreau să creez un conflict, au fost iritați, cred că a fost cea mai bună decizie motivațională pe care puteam să o adoptăm, pentru că ulterior chiar i-am văzut mai implicați. Spuneai că e un nume de la FCSB. Nu dăm nume, am spus. Nu, dar zice că e la FCSB, nu? FCSB... Ce că ești cârcotaș. Nu dăm nume. Păi nu dăm niciun cârcotaș, că e și greu să deghici cine de la FCSB. Două posibilități, Mihai Stoica sau Mihai Becali, sau invers. Aceste articole i-au motivat, au arătat o atitudine diferită. Și luând în considerare campionatele trecute, meciurile de la începutul anului, când am jucat în deplasare la FCSB și la Craiova, ambele echipe au fost mai mult decât fericite pentru că ne-au egalat în ultimele secunde. Au fost aceiași jucători, aceeași echipă. Deci ei să continue, după tine, să continue să spun lucruri de astea, că vă mobilizează în continuare, sau cum? Păi, se pare că da. Cum crezi că va evolua Voluntari contra cel de la FCSB în condiția în care au finală de Cupa României săptămâna viitoare? Rață, de altfel, a forțat eliminarea ca să stea tocmai în meciul cu FCSB pentru a putea juca în finala Cupei României, care este evident obiectivul lor. Se pare că vor avea un meci ușor cel de la FCSB sau? Certitudinea e că FCSB-ul joacă acest meci din deplasare acasă. Asta e o certitudine. Cum vor aborda meciul cei de la Voluntari, care au decis să joace pe stadionul pe care FCSB evolua meciurile de acasă, asta rămâne de văzut. Nu avem de unde să știm. Dar, în acest moment, probabil obiectivul lor principal este
finala Cupei României să fie câștigată de ei. E greu să cred că obiectivul este doar participarea într-o finală și să nu îți doresc să o și câștigi. De fost să cred așa ceva. Evident, dar asta mă gândeam, că voi vă bazați... Am un avantaj. Vă bazați că va pierde puncte FCSB în meciul acela, pentru că, de ce, meciul poate să fie extrem de important în condiții în care FCSB nu câștigă, în fine, dacă pierde Vovo trebuie un punct cu Craiova, dacă, pentru a nu mai conta ultima etapă, iar dacă face meci egal, vă trebuie o victorie cu Craiova, de asemenea, ca să nu mai conteze meciul direct din ultima etapă. Vă bazați că ne-am dorit, asta, sau? Ne-am dorit să se întâmple așa ceva, dar nu depinde de noi. Nu, am înțeles, dar ai credința că se va întâmpla? Sau cei de la voluntari, comparativ cu cei de la Craiova, care vor evolua astăzi în situația în care se califică în finala Cupei României, cei de la voluntari au o zi în plus de odihnă. Așa. Și asta ce înseamnă? Așa. Contează și acest amănunt important. În situația în care Craiova se califică în finala Cupei României, atât ei cât și cei de la voluntari, obiectivul principal le-a rămas doar câștigarea finalei Cupei României. Corect, de acord, de asta spun. Probabil că vor aborda jocurile ambele echipe oarecum similar. Rămâne de văzut. Sunt doar supoziții, nu avem de să știm. Nu, dar sunt supoziții dar logice, destul, Cristi, dar vorbim despre o logică, cum, despre o fantezie. Este greu să joci trei meciuri importante într-o săptămână, folosind aproximativ același lot de jucători. Recunoaștem acest lucru pentru că la finalul anului trecut, așa cum am tot scos în evidență și nu odată am fost oarecum dezamăgiți că nu s-a mărit acea listă, simțeam nevoia să avem câțiva jucători care să aibă posibilitatea să evolueze în campionat, pentru că era foarte greu să jucăm duminică, joi, duminică. Am fost surprins și noi că am obținut atât de multe... Am înțeles, deci voi vreți Craiova să se califice pentru a avea un meci ușor cu ei. Corect. Noi sperăm că dacă se califică Craiova în finală, obiectivul lor, singurul care i-a rămas, ar fi să câștige sau să evolueze cu un lot cât mai proaspăt în finala Cupei României, însemnând implicit să protejeze câțiva jucători în meciul cu noi. De ce să ne ascundem? Pentru că este o realitate care nu trebuie să fii implicat în fotbal ca să înțelegi acest lucru. Ce e cu cazul ăsta Petrila, pe care vedem pe teren, vedem că s-au văzut că nu mai este într-o mare formă, aici e și Florin Brătu, cred că e interesat în povestea asta. De asemenea, Biligea i-a luat fața în opțiunea lui Dan Petrescu și am auzit de povestea aceasta că a fost la nunta lui Costa, că eu asta, doamne, pentru mine este halucinanță. Îmi pare rău, cu tot respectul și cu toată, cum să spun, plăcerea de a vedea oamenii căsătorind sau nunți, dar în perioada în care se decide titlul, da. Și că a întârziat la antrenament după nuntă. La nunta lui Costache, Petrila nu a luat parte, el nu a fost. A fost prezent a doua zi după nunta lui Costache, care a fost într-o zi de joi. Prezent la antrenament. A fost prezent la antrenament. Dar a întârziat, e adevărat? La nunta nici nu a întârziat. Nu a fost nici la nuntă, nici nu a întârziat a doua zi la antrenament. Într-adevăr, acum câteva săptămâni a avut o zi în care Biligea nu s-a prezentat la antrenament pentru că avea anumite probleme medicale. I-am și speriat. Biligea sau Petrila? Petrila, pardon. Petrila, așa că da. Într-adevăr, deci fum fără foc nu este. Într-adevăr, a avut o zi în care nu s-a prezentat acuzând anumite probleme medicale care au fost rezolvate, dar nu s-a întâmplat în ziua sau în săptămâna despre care vorbeați dumneavoastră, în care s-a căsătorit Costache. Și la nunta lui Costache nu a fost decât Mania și Camora, în calitate de căptan de echipă. La ora 11 au plecat acasă. Locuiesc chiar în preajma locației unde a avut loc masa după fericitul, din punctul de vedere a Costache, eveniment. Da, nu, din punctul de vedere Nu s-a întâmplat absolut nimic.
Da, tu ți-a părut bine că a picat nunta asta acum? Legat de Birligea, faptul că a jucat Birligea, este în primul rând meritul lui. La Dan Petrescu, cei care demonstrează, jucătorii care se pregătesc, primesc o șansă. Birligea a fost jucătorul care a înscris în meciul cu Farul un gol decisiv. Prin modul în care s-a pregătit Dan Petrescu... Am înțeles, dar pe cei cu Petrila, asta ne interesează. Petrila se pregătește, este serios. Da, știu, dar de ce nu mai e bun în teren? Sunt convins că în aceste ultime două jocuri va demonstra că merită să fie apreciat în continuare. Mulțumim, Cristi, mulțumim pentru intervenție. Vă salut pe toți, numai bine, cu drag. Vedem cum se vor derula meciul.